dimineața! Astăzi mergem la Chic Salon să ne facem un tratament anticelulită. Bună, Roxana! Bună, am revenit de data asta să vorbim puțin despre sine. Pentru că, așa cum spuneai și în prima întâlnire pe care noi două am avut-o, eu după ce am făcut tratament cu Iximia, am făcut sport, am ținut dietă, am avut nevoie să slăbesc, nu mai aveam neapărat celulită, dar pielea nu mai avea fermitate. Mai ales zona asta, mă rog, eu am 40 plus, da? Deci zona brațelor și undeva așa la fesieri. Și atunci am simțit nevoia să fac un tratament care să mă ajute practic pe zona asta de fermitate. Și mi s-a recomandat atunci Imed. Deci am avut niște rezultate extraordinare, uite, o să le și pun aici în video cu poză înainte și după. Pentru că am grijă de mine și totdeauna am avut grijă, rar am văzut așa rezultate de la rapide și da, bune. Și dar de data asta, efectiv, am văzut poza, deci before and after, s-a vedea foarte, foarte bine la piele și la fermitate, mai ales pe zona fesierilor. Și acum să vorbim puțin despre acest tratament, pentru că sunt o grămadă de domnișoare, doamne, care arată bine, exact, care au slăbit, care au trecut poate prin mai multe tratamente anticelulită și acum își doresc doar fermitatea pielii sau un aspect frumos al pielii. Exact. Este foarte important să știm că acest aspect frumos al pielii este cel mai greu de obținut, adică este puținul ăla pe care mai avem pentru a fi perfecte și de aia Asimed ne ajută foarte mult în acest sens, pentru că are la bază radiofrecvența diatermică. Este un tip de radiofrecvență estetică, dar și medicală, care ne ajută în sensul că controlat, practic el încălzește toate straturile în profunzime. Începând de la epidermul superior până în hipodermul profund unde avem acea grăsime, el reușește să încălzească foarte bine pielea, să stimuleze fibroblastele, produce mult colagen și elastină și de aceea avem practic un efect foarte bun în ceea ce privește tonusul și elasticitatea pielii. Este iarăși foarte important să știm că tonusul și elasticitatea pielii nu le obținem prin sport. Da? Le obținem prin aceste terapii sau prin această terapie cu Asimed, pentru că sportul, da, ne ajută pe musculatură, însă nu ne ajută în ceea ce privește calitatea pielii. Și atunci Asimed, cu această radiofrecvență diatermică pe care o are la bază ca și tehnologie primară, ajută în stimularea colagenului elastinei și obținerea efectului acela de lifting, exact, da, al, exact, da. Vorbim, da, al coapselor, al feselor. Este foarte bun Asimedul după naștere, da? Pentru persoane care au născut. De burtă. Exact, exact. Putem începe tratamentul undeva la 6 luni postpartum și este genul tratament care ajută foarte mult pentru vergeturi, pentru pielea flască, pentru că pierde nitonul și elasticitate, clar, după o sarcină. Dar și după ce am slăbit un număr foarte mare de kilograme. Există acele persoane care slăbesc poate foarte rapid, slăbesc drastic și atunci pielea suferă mari modificări. Și Asimed ne ajută să refacem practic tonusul și elasticitatea pielii. Și care ar fi tratamentul ideal? Adică de câte ori să venim pe săptămână? Terapia cu Asimed se face 3 ședințe consecutiv, după care tratamentul se poate realiza de 3 ori pe săptămână. Alegem, să spun așa, numărul de ședințe pe săptămână și numărul total de ședințe în funcție de cât de gravă este problema. Cu cât pielea este mai inelastică, lipsită de tonus și elasticitate, numărul de ședințe va fi mai mare. Deci vin așa, să zicem, luni, marți, miercuri, vin la Asimed, după care vin iară, luni, marți, miercuri, următoarea săptămână. În momentul în care începi tratamentul cu Asimed, faci 3 zile consecutiv, luni, marți, miercuri, prima săptămână, după care următoarea săptămână, luni, miercuri, vineri. Adică avem nevoie de o zi pauză între ședințe, dar în momentul în care dorim un tratament mai puternic, mai intens de la început, primele 3 ședințe, chiar 4 ședințe, se pot face sau se fac zilnic. Ca și continuitate, trebuie să fie oarecum ca un boost foarte rapid pentru piele, după care de 3 ori pe săptămână, cu o zi pauză între ședințe, este ideal. Bun, eu n-am făcut niciodată Asimed pentru față, dar înțeleg că merge și la față, adică chiar de curând acum am aflat și chiar mă tentează să încerc. Aici cum merge? Adică că și ca tratament de câte ori, dar și ce efect are? Da, ca tratament la facial îl facem o dată la 2 săptămâni, primele 2-3 ședințe, după care o dată pe lună este ideal. În ceea ce privește terapia facială, îmi oferă un efect de lifting instant. Putem spune că după aproximativ 4-6 ședințe de tratament, ăsta e cam numărul necesar pentru a realiza o terapie, obținem un efect similar unui lifting chirurgical.
pentru că această radiofrecvență la nivelul pielii sau la nivelul feței stimulează mult colagen, elastină, știm foarte bine, sunt proteinele care ne redau tonusul și elasticitatea pielii. Și atunci aceea este binevenit, este foarte bun pentru, sau aș putea spune, strict pentru această problemă de fermitate, de elasticitate la nivelul pielii. Putem să facem inclusiv gât și decolteu, un aspect foarte important, pentru că de regulă gâtul și decolteul sunt zone unde nu prea avem colagen și elastină și atunci el vine și stimulează, menține foarte bine în timp tonusul, ceea ce este foarte important.